ASE Danchilom a învins-o cu 5 la 0 pe Sport și a câștigat prima ediție a Cupei ASE Danchilom. Premiera a fost făcută de reputatul tehnician Emery Hienei. În finala mică, echipa Liceului Sfântul Pantelimon a trecut cu 3 la 1 de Juniorul București. Cupa ASE Danchilom a fost dedicată copiilor născuți în anul 2005 și a fost găzduită în acest weekend de baza cu același nume din Parcul Florilor, situată în cartierul bucureștean Pantelimon. La competiție au participat 8 echipe împărțite în două grupe.